Cea de-a treia ediție a Cupei Arena Bănățeană la fotbal a avut loc ieri la sala de sport a Liceului de Arte Sabin Păuța din Reșița. Competiția a fost adresată elevilor din ciclul gimnazial. La masculin au participat 4 formații, de la Liceul Teoretic Traian Vuia, Liceul de Arte Sabin Păuța, Colegiul Național Traian Lalescu, toate din Reșița, și Liceul Teoretic Tata Oancea din Bocșa. Finala mică s-a disputat între echipele Liceul de Arte și Tata Oancea din Bocșa, câștig de cauză având în final prima echipă. Finala mare a avut ca și candidați pe Liceul Traian Vuia din Reșița și Colegiul Traian Lalescu, cel din urmă ieșind învingător cu scorul de 4-0. Au fost acordate și 2 premii speciale, titlul de cel mai bun portar i-a revenit lui Nicolas Popa de la Colegiul Național Traian Lalescu, iar distinția de cel mai bun portar i-a fost oferită colegului său Bogdan Pop. Cupa Arena Bănățeană la fotbal, ediția a treia, se dispută în sala de sport al Liceului de Arte Sabin Păuța, cu ajutorul conducerii acestei instituții de învățământ, iar întrecerea se adresează elevilor din ciclul gimnazial și marchează împlinirea 6 ani de existență a site-ului arenabănățeană.ro, practic primul site de sport. La competiție participă echipele de la Liceul de Arte Sabin Păuța, Liceul Teoretic Traian Vuia, Colegiul Național Traian Lalescu, toate din Reșița, precum și Liceul Teoretic Tata Oancea din Bocșa. În cadrul întrecerii a avut loc și un meci demonstrativ între 2 echipe feminine de la Liceul Teoretic Traian Vuia și Colegiul Tehnic Cărășan. Competiția a fost onorată de elevii de gimnaziu, cum v-am spus, iar principalul organizator este Asociația Sportivă Art Sport 1991 Reșița, a Liceului de Arte Sabin Păuța, cu sprijinul Asociației Județene de Fotbal Cara Severin, care a asigurat arbitrajul competiției pe bază de voluntariat, așa cum este politica președintului AJF Costinel Ristache. Partidele au fost arbitrate de reșițenii Carol Dobrin și Ionuț Zolei. Asistența medicală a fost asigurată de Dana Munteanu. Cea de-a treia ediție a Cupei Arena Bănățeană a fost organizată de Asociația Sportivă Art Sport 1991 Reșița, Liceului de Arte Sabin Păuța, cu sprijinul Asociației Județene de Fotbal Cara Severin. La festivitatea de premiere au fost oferite cupe, diplome și tricouri.